Veteranii din teatrele de operații, membrii ai VTOV-B2 Riders Army Motorcycle Club, au pornit într-un tur al României pe motociclete. Punctul de plecare a fost din Timișoara, din fața Catedralei Mitropolitane, iar veteranii au fost escortați de către motocicliștii clubului Boom Striker LAMC Banat. Pe 29 august, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, un grup de veterani ai teatrelor de operațiuni a pornit într-un tur al României pe motociclete în cadrul unui eveniment organizat de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorul de Mir. Ceremonia de binecuvântare a fost oficiată de Înalt Preasfințitul Ioan Selejan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. Turul veteranii TO în turul României pe motociclete se va desfășura între 29 august și sfârșitul lunii septembrie, traversând România, Serbia și Ungaria. Pe lângă misiunea de promovare a valorilor și sacrificiilor veteranilor, această inițiativă urmărește și întărirea legăturilor de solidaritate între veteranii din diferite țări, demonstrând puterea comunității și a colaborării internaționale.